Ministrii de externe ai statelor membre ai Alianței Nord-Atlantice s-au reunit la București pentru a discuta despre provocările generate pe flancul estic al NATO de războiul Rusiei în Ucraina. Liderul Alianței, Jens Stoltenberg, a transmis că mesajul principal al summitului, ce va dura 2 zile, este că NATO va continua să fie alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie. La reuniunea ministerială a Alianței Nord-Atlantice participă în premieră ministrul de externe al Republicii Moldova. Cu referire la gravitatea situației umanitare din Ucraina ca urmare a războiului declanșat de Rusia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat susținerea față de poporul ucrainean. În același context, el a menționat despre necesitatea și unitatea parteneriatului NATO. This is a critical time for our security. Acesta este un moment critic pentru securitatea noastră. Transmitem un mesaj important. NATO este aici. NATO este vigilent. NATO este gata să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, creștem gradul de pregătire al trupelor noastre. Am dublat numărul de grupuri tactice NATO de la 4 la 8, inclusiv unul aici, în România, condus de Franța. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a transmis că Statele Unite vor sprijini România pentru a-și consolida securitatea la Marea Neagră. Romania is a vital contributor. România este un contribuitor cheie la securitatea Mării Negre. Ne angajăm pe măsură ce avansăm în construirea unei armate moderne și care va avea beneficii în întreg spațiul NATO, inclusiv atunci când vine vorba de Marea Neagră. Avem în prezent peste 3.000 de forțe americane aici în România. Deci, simplu spus, regiunea Mării Negre este o componentă critică a apărării NATO, a strategiei NATO. Vom discuta în aceste zile la reuniunea miniștrilor de externe NATO despre implementarea cât mai curând a deciziilor summitului de la Madrid, mai ales cele care se referă la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic și mai ales în zona de sud a acestuia la Marea Neagră. În cadrul unei întrevederi cu șeful diplomației americane, președintele Klaus Iohannis a subliniat necesitatea sprijinului partenerilor pentru Republica Moldova, menționând despre impactul substanțial al conflictului din Ucraina asupra țării noastre. Precizăm că Republica Moldova, Georgia, Bosnia și Herțegovina au fost invitate să participe în cadrul unei sesiuni a reuniunii ministeriale a NATO, ce va avea loc miercuri 30 noiembrie.